Acum mergem la următorii invitați, pentru că acum câteva zile a fost ziua fetiței lui Helmut Ducadam și a împlinit 10 ani. E o adevărată domnișoară, așa că merită să vină în lumina reflectoarelor alături de părinți. Vă rog frumos, aplauze! Bună! Este o domnișoară! Domnule campion, sărut mâna. Ce faci? Vă rog frumos să luați un loc pe canapea. Dar data trecută erai mai vorbăreață, vreau să fii vorbăreață, da? Stai. Încă n-a început. Urmează. Încă n-a început. Ia un loc aici lângă mine, e sărbătorită 10 ani, la mulți ani. Să știi că toată noaptea am muncit cu colegul meu Plantă. Ca să-ți aducem un tort și să spunem să fii fericită și tot ce-ți dorești, faptă la școală și să crești mare și să-ți se îndeplinească toate visele și să ajungi acolo unde-ți dorești tu. Mulțumesc. La fel, că și el are copilași. Da, am 7 ani și 3 ani. Felicitări. Îl pune pe masă aici? Da, sigur. Ce faci? Ai împlinit 10 ani? Da. Spune-mi, te-au mai lăsat părinții singuri acasă? Pentru că data trecută, asta îți doreai foarte tare. Să plece în concediu și să fii singur acasă, tată. Nu m-au mai lăsat, dar mă lăsau câteva ore uneori. Da, da, deci după ultima experiență nu te-au mai lăsat? Au găsit dezastru acasă? Nu. După ultima experiență, când a rămas cu bunicii, a pus-o pe bunii să se cațere pe sus prin dulapuri, să-i dea jos prosop de plajă, să-și facă și ea plaja ei acasă și bunii a căzut de pe scară și s-a lovit la cap. Și... Nu pot să cred, da? Da. Dacă vorbeam la telefon și noi eram la plajă și ea vrea să facă în casă plajă. Și-a pus-o pe bunică să se... Și e bine bunii acum? Da, e bine, e bine. Okay. Mai mare a fost perietura. Bine, s-a învinețit puțin pe suport, dar e ok. Mi se pare foarte tare. Bunicii întotdeauna vor să facă absolut orice pentru nepoți. Avem o familie de campioni astăzi alături de noi și un Helmut Ducadam foarte emoționat. Așa v-am văzut acum când vorbea sărbătorita noastră. Da, pentru că mă bucur pentru ea că... Așteptat cu atâta nerăbdare să facă 10 ani, pentru că are un verișor care anul trecut a întrebat-o: tu câți ani ai? 9. Zice, nici n-ai două cifre, zice. Acum zice, am și eu două cifre, zice. Exact, 10. Da, i-ați promis și ceva când împlinește 10 ani? Nu neapărat. Își dorea doar să facă două cifre la, da, două cifre. Da. La numărul vârstei, da? Realizare pentru ea. Foarte frumos. Da, am înțeles că după experiența, deci când ai rămas singură cu bunica și ai pus-o să fie Spider-Man, nu te-au mai lăsat părinții singuri acasă și ați fost toți în vacanță, nu? Da. Cam pe unde ea? Explică-mi tu, te rog frumos, traseul. Canada. Canada? Așa departe? Da. Și? Cuba și după Turcia. Superb. Înseamnă că ai stat în vacanță cât? O lună? O lună jumate. O lună jumate? Foarte frumos. Pozele astea de unde sunt? Din Cuba. Din Cuba. Pozele... Și e cu o diplomă în mână acolo. Diplomă? La not? Alergat pe apă. L-a alergat pe apă. Alergat pe apă? Da, era culmea, noi stăteam pe un șezlong și la un moment dat auzim Julian from Romania, nu știu ce, zic că soția, ia telefonul, fugi, vezi ce se întâmplă. S-a pierdut copilul, ce face? Da, era singură, mă zici, merg, soția o întreabă, dar cum de te-ai băgat, că ea e mai rușinoasă. Aia zice, m-au luat ei. M-au luat ei și am și câștigat. Da. Julian din România a câștigat, l-a mers pe apă? Da, era o saltea întinsă pe apă și trebuia să facă cel mai scurt timp să o parcurgă, să alerge pe ea. Bravo, uite, vedem fotografii din vacanță. Și de ce ați ales Canada? Sau care, de ce a fost drumul așa? În urmă cu 3 ani, 4 ani, am fost în Canada și cu Alexandra Rotariu. Cu Cassandra. Cassandra. Alexandra. Cu Cassandra la un... o întâlnire de caritate pentru ea și am cunoscut un băiat. Și el mi-a spus, mă, zice, eu am o soție din Cuba, zice, o să te invit odată să mergem în Cuba. Și după 3 ani, zice, uite, acum am timp, ai vrea să mergem. Da, aș vrea, dar știi cum e. Las că mai pui și eu, mai pui și tu și vedem cum rezolvăm. Și am plecat la el, el stă la vreo 14 km de Niagara. La o fermă, are o fermă. Deschideai geamul și ascultai cascada. Aproape așa era, că am fost și...
M-am întâlnit cu fetița mea cea mare. O săptămână am stat împreună cu ea și cu soțul, acolo în Canada. Câți ani are acum? 36. 36 de ani. Și în noiembrie voi fi din nou bunic. Foarte frumos! Deci asta mi se pare... Și ne-am bucurat foarte mult. Mi și după aia am plecat, fiind soția din Cuba, am plecat 2 săptămâni în Cuba. Foarte interesant. V-a plăcut? Interesant. La aeroport ne-a așteptat o mașină, fabricație 52. N-avea tapițărie, n-avea nimic. Singur lucru bun ce avea la ea era claxonul. Dacă nu claxa, în draci. În 4 ore de mers am văzut 30 de mașini, dar el claxona într-una. Am avut și poză cu mașina, dar din păcate mi-am făcut puțină curățenie în telefon și am plecat toate pozele. Și le șterzi. Da. Iar aici, în poză, e vorba de... Aici sunt, erau părinții mei mai devreme, în ultima vacanță din Turcia. S-a nimerit să împlinească 40 de ani de căsnicie, așa că i-am aniversat. 40 de ani de căsnicie, foarte frumos. Le doresc mulți înainte, cu multă sănătate. Să le dea Dumnezeu tot ce e mai bun pe lume. Mulțumesc. Iar după Canada, Cuba, ați mers în Turcia. Da. La relaxare. Să ne revenim după concediu. Să fie mai aproape de casă, un pic așa. Da, să ne revenim puțin. Ca să nu mai fie 12 ore de drum. Da, pentru că chiar a fost greu cu avionul, este? A fost. Spune-mi tu unde ți-a plăcut mai mult, în Canada, în Cuba sau în Turcia? Turcia. Acolo? Și știu și de ce. Era all inclusiv și înghețată peste tot. Da. Da, am mâncat înghețată de 2 ori pe zi. Cunosc. Și eu am fost în vacanță în Turcia și știu. Cel mai fericit era David, pentru că era o frigidere cu înghețată peste tot. Da. Cunosc despre ce vorbești. Sunteți foarte frumoși ca familie și mă bucur de fiecare dată când veniți la noi, iar soția arată trăznet, domnul Duca, da. Datorită mie. Corect, arată trăznet. Mi-aduc aminte când veneați data trecută, spuneați că schimbați culoarea la păr destul de des. De asta am remarcat iarăși. Deci, domnul Duca Adam se îndrăgostește în fiecare zi. Aproape. Nici prea multă îndrăgosteală nu e bună chiar zilnic. Vă mulțumesc mult și să știți că vă aștept cu mare drag de fiecare dată când aveți timp să veniți la noi la emisiune, să stăm de vorbă pe canapea cu mare trebuie să ne mai inviți că plecăm din nou în vacanță. Iarăși vacanță. Unde? La Valencia o săptămână. Eu caut toată ziua pe telefon din asta ieftin. Da. Și am găsit la cel mai înalt hotel din Europa, 52 de etaje, o săptămână cu avion, cu 3 mese, 800 de euro, 3 persoane. 3 persoane o săptămână, 800 de euro? Da, cu mese. Păi nici pe litoral la noi nu puteți să stați atât o săptămână. Nicio șansă. Nicio șansă. Bravo, domnul Duca, dar vă rog frumos, dacă vă deschideți agenție de turism, pot să vă caut? Cu siguranță. Mulțumesc mult de tot. La mulți ani încă o dată, să fii fericită și vă mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Mulțumim frumos. Tortul e pentru tine. Pentru